dragii bunicului, hai să facem niște isprevi sub egida lui Guguță. Da, da, Guguță a lui Spiridon Vanghele. Și să o luăm pe-ndelete, mai băieți și fete, că nu ne-o fi rău. Și din vorbă în vorbă vom afla multe despre Guguță. Așadar, fiți atenți. Iarna l-a găsit pe Guguță sub căciulă, în satul său Trei Iezi. I-a plăcut mătușii iernii băiețelul. Au coborât și fulgi din cer să-l vadă și l-au făcut alb din cap până în picioare, un omuleț de zăpadă. Numai că de sub căciula lui ieșea un oraș de fum. Fulgii credeau că Guguță face foc sub căciulă. Hei, de unde să știe ei că acela nu-i fum, ci suflarea lui Guguță? Și de ce-ți facă focul? Când și-a pus căciula în cap, a dat tot frigul afară. După ce au mai gospodărit prin curte, fulgii au chemat băiețelul la portiță. Guguță s-a frecat la ochi. Drumul nu mai era. S-a urcat pe portiță. Sunt dealurile de dincolo de sat? Păi, dealurile erau, dar acum purtau căciuli albe, mari și s-au apropiat de casele oamenilor. Oare de ce s-au grămădit ele lângă sat, a? Se întrebă Guguță. A, pe semne că vor să ierneze aici. Guguță și-a apăsat căciula bucuros. Uite ce multă iarnă a venit la noi, a? Iar fulgii, văzând în orașe de aburi deasupra portiței, tot mai credeau că Guguță face foc sub căciulă. Și ascultați mai departe despre căciula lui Guguță. Tata i-a făcut căciula mai mare ca să o poarte și la anul. Cade peste ochi, tată! Dar păi ridic-o, Guguță, că altă treabă n-ai iarna asta, sură de tata. Guguță n-are altă treabă. O vedea mâine cui ar fi să-i cadă căciula. A doua zi, el se scoală înaintea tatii, ies în vârful picioarelor din casă și dă mâncare la oi. Când a venit tata cu un braț de fân, băiețelul mergea călare pe berbec prin ocol. Tu ești Guguță? Bună dimineața, tată! Și-i faci semn, adică du, omule, fânul la loc. De atunci Guguță avea grijă de oi. Dar în satul Trei Iezi era o mamă de iarnă. Oamenii ieșeau din casă încotoșmănați, iar când mergeau, parcă aveau scripcă la picioare. Odată Guguță venea din nu știu unde. Pe drum, țipenii de om. Abia pe lângă mare se întâlnește cu o fetiță din clasa întâi. Era fărmănuș. Tot punea geanta pe zăpadă și sufla în mâni, vână-te de frică. Ai înghețat, așa-i? O lecuță. De s-o duc eu, arată Guguță la geantă. Tu... Îl măsoară fetița cu ochii. Păi ești cât căciula vrei. Ei bine, du-o dacă vrei. Și își vâră apoi mânele în mâneci și haide, hai după Guguță. Mergi băiețelul, dar un gând nu-i dă pași. Are să degere fetița. Auzea cum dârde-i de frică. Știi ce? Își scoate el căciula. Ia pune-o pe cap. Nu, Guguță, ai să răcești tu. Dacă nu o iei, o lasă aici în drum. Și carul o lăsă. Scârț, 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 scârț. Se duc amândoi. Frigul mușcă de urechi, dar Guguță nu se dă. Iar căciula supărată stă acolo, în mijlocul drumului. Când Guguță întoarce capul, când fetița. Nu cumva au luat-o cineva, ai? Dacă căciula acum se vede că stăpânul o leapădă, unde trage odată aer și se face mari, mari, ca să ia jumătate din urmă. Vede băiețelul una ca asta și bucuros intră cu fetiți cu toți sub căciulă la cald. Scărț, 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 a dus copila până la portița ei, apoi și-a căutat de drum. De atunci, cum suna clopoțelul, Guguță răsărea ca din pământ la poarta școlii. Punea căciula pe zăpadă, iar cei din clasa întâi țopăiau în jurul ei și căciula se făcea tot mai mare și mai mare, mai mare și mai mare. Nu una, ci 7 fete lua acum băiețelul sub căciulă. Odată, pe un viscol,
adusă-și pe învățătoarea lor acasă. Văzând că merg atâtea piciorușe sub o căciulă, căței satului alergau lătrând înainte și în urmă, de parcă asta era căciula lor, da. Oamenii dintre iez ieșeau pe la porș și căscau gura. Să treac pe drum așa o căciulă și să n-o vezi, ei. Acasă căciula se făcea iarăși mică. S-o pună Guguță în cui. Se bucura băiețelul, cum să nu, căciula era a lui. Când colo într-o zi, nu l-a făcut de rușine, ai. Era un ger de-a răgușit clopoțelul școlii. Copiii alergau care mai de care, voiau sub căciulă, la cald. Dar ea nu s-a făcut mare. Abia acasă Guguța a înțeles ce și cum. Uitase în dimineața aceea să hrănească oițele. A doua zi, frig, spulber, să nu ieși din casă, dar Guguță dădea fân și la oile vecinilor. Și când a început a-i crești căciula, a încăput tot satul sub ea. Omăt, parcă nici n-a mai fost în satul Treiez. Ba aici răsăreau un ghiocel sub căciula lui Guguță, ba acolo viorea, iar cei din clasa întâi au deschis fereastra școlii și cântau cât îi ținea gura. Vine, vine primăvara, se așterne în toată țara. În satul Treiez lumea își căuta de treabă. Sub căciula lui Guguță claxonau automobilele, nechezau caii, scârțâiau cumpenele fântânilor. Dar pe unde era să iasă fumul din sat, ai? S-a întrebat unul care îi tăia lemn. Să-i coac femeia plăcinte, ai? Noaptea, omul s-a urcat pe casă, a pus o scară și a făcut o gaură în căciul. Cum era somnoros, gaura a ieșit prea mare și a intrat frigul în sat. Dimineața, oamenii au dat afară de sub căciul un câr de cior. Apoi au astupat gaura aceea cu căciulile lor și umblau cu pălării. Între iezi au rămas numai câteva căciuli pe capetele celor care se duceau la oraș după covrici, halva și cu alte treburi, că dincolo de căciula uriașă a lui Guguță era iarnă întoi. Și asta nu-i tot. Ascultați! Într-o zi, Guguță s-a pomenit că are câțiva lei și unde îi pune în cel mai adânc buzunar și nu umblă la el 3 zile. Poate va scoate buzunarul puișor de lei, că vine ziua mamei. Când colo, a găsit lângă banii vechi numai o țintă. Buzunarul tatii însă nu era acasă. Dar Guguță nu putea să aștepte până va crește mare ca să-i facă mamii în dar. Așa, cu bănuții pe care îi avea, a pornit după cumpărături. Cum ieșea pe portiță, un automobil pe drum. Ii, s-o oprește omulețul. Am să iau mamii o mașină, că o dor picioarele cât umblă pe jos. Șofer? Șoferul să fiu eu, dar păi cine altul? La prăvălie, cumpără dacă ai ce. Era un automobil cât un papuc de-a lui Guguță. Dar unul în care să încapă și șoferul nu aveți? Întreabă băiatul. Nu, surâde vânzătoarea. A, dar păi că nici n-ai putea să-l scoți din prăvălia asta. Ușa e strâmtă. Se dumerise Guguță și cumpără mamii un nasturi. Și cum mai avea niște bănuți, a hotărât să-i caute și o rochie, dar o să fie numai decât albastră, că mama are ochi albaștri. N-a găsit o rochie ca ochii mamei. Iată, dede niște pantofi cu călcâiu cât un clonț de cocospirc. Îi iau, am să o fac pe mama mai înaltă, ca să ajungă fără taburet la funia cu albituri. Când colo, nu știa măsura. S-a întors Guguță într-un suflet acasă și a căutat un pantof vechi de-al mamii. Dacă i-a crescut piciorul de atunci, ei? Cade el pe gânduri. Seara, mama îl trimite la culcare. Dar Guguță, nu mi-e somn, culcă-te tu, mamă, că ești trudită. Și unde îi spune el o poveste frumoasă, ca să o adoarmă mai degrabă. N-a trecut mult și mama a prins a picura de somn.
Altădată Guță s-ar fi gândit ce să fac cu bucata de poveste care i-a rămas în cap, dar acum nu i-ar dea de asta. Să fie bună fata din brat, să-l aștepte pe fătumos până va avea timp cu Guță în altă seară să spună povestea mai departe. Băiețelul a ieșit în vârful picioarelor din dormitor și s-a întors cu un capăt de aț. Mama dormea. Când a dat să-i măsoare piciorul, s-a mișcat o mână de-a mamii. Guguță a luat-o încetinel în palmele lui Mititele și legănându-i cânta. Na, nani, nani, mâna mamii. Cum a dormit mâna Guguță, hai să măsoare talpa mamii. Degetul cel mare de la picior a ridicat mirat căpșorul, dar somnoros cum era, n-a înțeles ce se întâmplă. A doua zi de azi de dimineață, vânzătoarea de Guguță în ușa prăvălii. Când i-a măsurat cu ața, pantofii aceia erau numai buni pentru mamă. Atunci a scos bănuții lui și i-a pus pe tejghea. Așteaptă, așteaptă, dar vânzătoarea nu-l ia în seamă. Guguță, tușește, se scarpină la urechi, la alta, mai numără odată banii. Vânzătoarea însă nu-i de pantofii. Dacă te-ai fi întâmplat prin părțile acelea, l-ai fi întâlnit negreșit pe Guguță ieșit din sat. Și hai, îndemna papucii, până i s-a ascuns cășula țuguiat după dealul cel mare, ca să rămână acolo până hăt după amiază. Apoi l-au văzut oamenii coborând dealul cu un braz de viorele. Papucii se făcuseră grei și căciula, de obosit și flămând ce era, i se clătina pe cap. S-a dus drept la prăvălie. Întâi i-a dat vânzătoare un buchet, uite așa de mare. Bărbații care se aflau acolo s-au ales și ei cu câte o viorea, că în anul acela încă nu văzuseră. Hei, am să eu duc babii, se bucură moștoader Putină. Dacă te-a întrebat, măi Guguță, ți-i spui că am fost și eu cu tine, ai? Ce zici? A zâmbit băiețelul și a scos cei bănuți. Vânzătoarea însă nu-și lua ochii de la viorele. Abia atunci Guguță a văzut că pantofii lui erau la Gheorghe Cucu, sub soară. Soarele scăpăta spre apus, pe cer se adunau turme de nori, dar Guguță necăjit se întorcea acasă fără pantofi. Am să mă scol mâine înaintea mamii și o să-i aduc și eu o căciulă de viorele, încerca el să se mângâie. Dar către seară a prins a fulguin. Cădeau niște fulgi mari, cum nu mai văzuse băiețelul. Când s-a înnoptat de-a binelea, pământul devenise alb. Guguță tot aștepta la fereastră să înceteze ninsoarea până l-a găsit mama într-un târziu, adormit, cu un nasture albastru în mână. Dar despre ploaie, stați să vă spun. Trei nouărași se jucau de vați ascunselea cu soare. Unul îl acoperea cu spatele și ceilalți doi se pitulau prin unghierele cerului. Soarele, un adoul, îl prindea cu razele și le ciufulea chica. Nourașilor le părea rău că n-au și ei în cer niște stoguri de fân, un șopron, ori măcar un butoi unde ar putea să se ascundă ca lumea. Dar iată că i-a venit celui mai mic o idee năstrușnică. Bine prins de veste, s-a apropiat de alt nor și s-a băgat în el. Le-a plăcut nourașilor treaba asta și hai să se ascundă unul în altul până s-a făcut un singur nor mare, care a umplut tot cerul. Soarele, de ciudă că a rămas păcălit, și-a scos cuțitul de foc și a spintecat cerul în două. Și apoi, când a început a curge ploaia prin crăpătura aceea, mulți dintre cei de pe pământ s-au speriat de norul uriaș, de cuțitul soarelui și de ploaie. Cocoșul a sfătuit găinile să se ascundă în coteț, că vin și el îndată.
Păsăruicele au coborât din vârfuri de copaci, mai la dos, sub frunze, și își țineau ciocurile strâns lipite, nu cumva să le iasă cântecul și să afle ploaia unde sunt ele, ei? Un fluture împopoțonat s-a târât sub tombrusture urât și se gândea cu frica în sân cum să iasă pe urmă de aici ca să nu-l râdă florile, a? Dar ce să mai zicem de alții? Dacă mamele din trei iezi alergau și ele să strângă cămășele de pe frânghii, închideau ferestrele, își chemau copiii în casă. Numai unul guguț a rămas la poartă să întâmpine ploaia. Picăturile țărâiau pe lângă urechile lui și se înfingeau în drum. Guguță a prins doi puișori de ploaie în palmă. Prostuțelor, le-a zis, voi credeți că aici e semănat ceva, hai? Și guguța a prins a cânta. Ploaie, ploaie, stai, ce faci, drumul nu ne dă colaci. Ploaie, ploaie, stai, ce faci, drumul nu ne dă colaci. Puii de ploaie nu știau ce să facă și iată ce mai gând i-a venit lui Guguță. Și-a suflecat pantalonii, a ieșit în fruntea ploii și a strigat. Hai, hai, veniți după mine! Hei, hai, veniți după mine! Puii au pornit-o tot o fugă în urma băiețașului, numai că ploaia era mare și nu încăpea pe drum. Se strecura prin ogrăzi, pășea gardurile, sărea casele. Oamenii lăsau câmpul și alergau în sat, care și cum. Veneau pe jos, în căruțe, cu automobilele, pe biciclete și numai unul guguță ținea drumul îndărăt cu ploaia după dâns. Puii de ploaie, ștrengari cum sunt, îi se vărau după gât, dar guguță să-și pună mintea cu niște gâgălici, a cotit pe lângă moară, a scos ploaia din sat și a băgat-o într-un lan de grâu cu picioarele subțirele cale ploii. Ploaia s-a tot dus prin grâu, iar băiețașul s-a întors cu hăinuțele ude în sat. Mamele deschideau ferestrele, că peste curtea lui Guguță răsărise curcubeul. Cocoșul urcat pe coteț nu știa cum să se cațere pe curcubeu și să-i tragă un cucurigu colea de să-l aud găinile de pe tot globul. Cam așa, dar să depânăm mai departe. Când toate rățuștele de pe uliță se fac rață, iar cocoșii cei tineri încep a cânta pe sub ferestre și harbujii din câmp vin în sat, înseamnă că se apropie ziua lui Guguță. Băiatul e în treburi. Meșterește steaguri și le înalți pe gard, pe șură, pe casă, să știe toată lumea că vine ziua lui Guguță. Bunica vede din alt capăt de sat steagurile și apare des de dimineață cu un șorț plin cu de toate cele. Îl trage de urechi sărutându-l și dorește ani de cei frumoși taman până la vârful lor. Vin și alți oameni dintre ei și toți îl sfătuiesc pe Guguță să crească mai repede, că țara are nevoie de băieți ca dânsul. Când aude de țară, el își prinde sabia la șolt. Și ca să nu tot trag oamenii de urechi, mama îl ia de ziua lui la târg. Mai întâi se duc la piață. Mama scoate ea acolo niște ouă de vânzare, iar Guguță ține țanțul și un cocoș adevărat care chiar te ciupește dacă vrea. Oamenii se tot învârtesc pe lângă Guguță și îl scodesc cât vrea pe cocoș. Un moș cu ochelari îl ia și îl cumpănește în mâini, altul îi caută creasta, iar o femeie îi suflă în piene. Măcar cineva se întrebe, mai băiete, da, cu coșul tău cântă? Ei, îl aud și din celălalt capăt de sat. Așa i-ar fi răspuns Guguță. Aceia se duc și îl impresoară alți oameni, de parcă au pierdut un cocoș în braț la Guguță. Unul scoate banii, dar Guguță, ei, nu-l mai vând, nu, n-al vând. Și-l strânge la subsoară. Abia la spartul târgului, el a vândut unui marinar care i-a făgăduit că n-o să-l tai. Apoi mama l-a dus pe Guguță la frizier
I-a cumpărat de ziua lui un covric cu mac și o pereche de pantaloni. Dintr-un autobuz de pasageri care ținea drumul spre Treiez, Guguță era cel mai de seamă om. Ducea copiilor o taină. Acasă îmbrac pantalonii cei noi și sună din cornă. Au prins să se deschide porțile și s-au strâns de grabă toți prietenii lui de pe uliță. Cum veneau, așa veneau. Unii călări pe nuiele și cu părul zburlit la cavalerie, alții cu binoclu în mână. Guguță i-a dus în fundul curții și a rugat-o pe mama să stea de pază la portiță, nu cumva să se strecoare vreun spion. Apoi s-a urcat într-un copac plin cu steaguri. Hei, băieți, a zis cel din copac, acum o să aflați o taină. O taină? Ei, o taină? Da. Au căscat copiii o gură cât căciula lui Guguță. Voi îl știți pe cocoșul meu, cel porumbac? Ai? O știm, o știm, cum să nu știm. A, și el ne știe pe noi. De azi înainte, cocoșul o să călătorească pe Marea Neagră și o să trezească în fiecare dimineață corăbiile țării. Da. Ura! 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 Striga ceata lui Guguță și în clipa aceea el a ajuns comandante. Când a venit seara și s-au întors pe la casele lor, încă multă vreme n-au putut adormi, se tot gândeau băieții ce noroc a avut pe lumea asta porumbacul lui Guguță. Apoi, da, cu banca lui Guguță, o știți? Ascultați! De la o vreme, Guguță umblă prin sat pe la băieții mai mari și caută cărți de cele cu care te duci la școală. Până la urmă, s-a ales cu 4 cărți de citire și una de astronomie. S-a culcat de vreme, dar nu putea adormi. Le trag câinele. Dacă îi fură moșienii ghiozdanul noaptea asta, Guguță a ieșit afară și l-a dezlegat pe Tarzan. Dimineața a găsit ghiozdanul la locul său. Câinele s-a luptat toată noaptea cu moșienii și acum dormea dus. Guguță și-a spălat amândouă urechile, apoi a îmbrăcat costumul cel nou, a rupt din grădină o floare și un, doi, cu ghiozdanul în spate, hai la școală. Dacă ai o carte, umbli în clasa întâi. Dacă ai două, intra a doua. Își face socoteală pe drum Guguță. Pe câți i-am întrecut eu, auleu! Când se intre în școală, băiatul dă ochii cu directorul. Guguță, se miră directorul, ai venit la școală? Păi ești cât ghiozdanul, brie, câți ani ai? Da, câți vă trebuie? Ei, dacă ai venit, râde pe submăstețul omul, îți ajung anii ca să mănânci carbuș la lotul școlii. Guguță mai n-a intrat în pământ de rușine, că era acolo un sat întreg de copii. Unde s-a mai aflat una ca asta? Directorul n-are o carte în mână și e mai mare pe toată școala. Dar Guguță, cu un ghiozdan plin, nu e bun decât să mănânci ia acolo niște harbuj. Îi arăt eu, se întoarce Guguță valvârtej acasă. A auzit directorul că Guguță e supărat foc și a venit la el să se împace. A dus vorba omul și de picolul și de dincolo, dar băiatul nu se îndupleca și gata. Atunci directorul unde scoate un clopoțel de buzunare. Auzi? Îți dau voie să suni la pauză din clopoțelul ăsta. Nu mă împac. Știi ce? Când va fi sărbare, neapărat să vii și tu. Vrei să spui o poezie pe scena școlii? Nu vreau, nu. Cum a venit directorul, așa și-a plecat, cu clopoțelul în buzunar. Guguță l-a căutat taicul, care nu-și vedea capul de treburi. Tată, auzi, tată, fă-mi o școală în curte. Tata se scarpină la tâmplă, o școală, ai? N-am director, că aș face-o. Atunci, fă-mi o bancă, nu se lasă Guguță. La o bancă tot trebuie director. O bancă, se luminează tata. O fac. Și apoi, cine va fi director, vom mai vedea noi.
N-a trecut nicio săptămână și iată că intră în curte meșterul cu o bancă nou-nouță. A pus-o în grădină. Cum auzea clopoțelul școlii, Guguță își lua pălăria de pe cap, se așeza în bancă și își făcea lecțiile. Când prindea cu urechea, un, doi, stângu, ieșea din bancă și mergea cu pas cadențat încolo și încoace. Dacă școala cântă, Guguță bătea toaba în tact. Copiii vecinilor se zgâiau prin gard. Cât n-ar fi dat să stea și ei în banca asta, e? Și numai ce aud într-o zi din gura lui Guguț că dacă au haine noi și cărți, pot veni câte unul la școala lui. Vestea despre banca lui Guguță s-a dus din uliță în uliță. Sătenii se bucurau. De grabă o să mai iasă un om învățat din satul Treies. Cine trecea pe drum numai decât întorcea capul să-i vadă banca. Ba, unii îndrăzneau de intrau chiar în grădină și cereau voie să se așeze lângă el. Într-o zi, pe când Guguță era la lecție, numai iată și directorul deschide portița. Guguță, mă lași să stau și eu un pic în banca ta, ei? Dumneavoastră sunteți, se scoală în picioare băiețelul. Vă dau voi, cum să nu s-a înveselit el, dar mai întâi poftim mâncați un măr din grădina noastră. Și asta nu e tot, ascultați mai departe. Cum îl vede mai fără griji, Guguță se dă pe lângă taicu. Tată, auzi, tată, când vor rămâne doar o leacă de minute în ceasul tău și vrea să scap de el, să mi-l dai mie să-l arunc. Tata îl mângâi pe cap și Guguță se bucură. Așa o să fie. Trece o zi, trece o săptămână, tata nu-i dă ceasul. O fi încă plin cu minute, dar o să vină și vremea aceea. Guguță însă nu mai are răbdare, își pune o cureluș la mână și tot se băga în ochii tatei. Să-ți spun ce oră e, se uită el la curelușă. Tata își căută de treabă, dar bunicul ridică ochii la soare. Ce faci, bunicule? Potrivesc câte vremea, Guguț. Acesta e ceasul tău? Păi, altul nici nu-mi trebuie. Guguță îl compară cu al tatei și găsește că ceasul bunicului e mai bun. Să tragi un ciocan în ceasul tatei nu rămâne un minut în el. În ceasul bunicului au bătut cu tunul la război și tot nu s-a stricat. Luminează și încălzește. Apoi, la ceasul ăsta se pricep și păsările și caii. Umblă și umblă și nici ceasul nicară nu-ți trebuie. Într-atât i-a plăcut ceasul lui bunicu că Guguță a aruncat curelușa cât colo. Auziți? Într-o seară însă, pe când de ceasul de pe cer era dus la curcare, Guguță l-a mai întrebat odată pe tata de mai sunt minute în ceasul lui și dacă nu-i trebuie un băiat ca să îl arunci. În loc de răspuns, tata a dat mânica într-o parte și a spus cât e ora fix. Dar eu știu de unde ia ceasul tău minutele, nu se lăsă bătut Guguț. Păi, de unde? Prin interes, tata. Păi, din ceasul bunicului, de acolo îl ia. Ceasul de pe cer e mai mare peste toate ceasurile. Bravo, bravo, îl cuprinde tata. Să știi cât-ți dau ceasul. Și-l scoate de sub mânică. Lui Guguță îi părea grozav de rău că și-a aruncat curelușa. S-a dus tot o fugă să o caute. N-a vrut să pună însă ceasul sub mânică. Până hăt târziu a stat cu el la urechi. Dacă îi termină minutele noaptea ei. A doua zi, dis dimineață, Guguță umbla din casă în casă cu ceasul în palmă. Aici bătea la ușă, acolo striga la poartă. Pe unii îi găsea cu perna sub cap, pe alții foindu-se prin o gradă, ori scoțând apă la fântână. Așa a aflat tot satul cât e ora înainte de a răsări ceasul cel mare a bunicului. V-au plăcut isprăvile lui Guguță? Să știți că mai are. Ascultați povești cu bunicul Dumitru.